Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Se întâmplă și la Casă Mai Mari. Un angajat al batalionului cu destinație specială Fulger a rămas aseară fără armă după ce un tânăr i-a furat-o cu tot cu geantă. Ulterior, făptașul s-a dus la amicii săi și a tras câteva focuri. Distracția periculoasă a acestuia nu a durat prea mult, deoarece a fost reținut și riscă până la 5 ani de pușcărie. Potrivit poliției, incidentul a avut loc aseară în curtea unui bloc de locuit din sectorul Ciocana al capitalei. Angajatul de la Fulger se afla pe o bancă și discuta cu două persoane, iar într-un moment de neatenție a rămas fără geantă în care avea un pistol și actele de identitate. Oamenii legii precizează că acesta deținea arma legal și era în afara orelor de muncă. Bărbatul de 28 de ani care a sustras geanta este anterior judecat și se află la evidență ca și consumator de droguri. Acesta a mers la niște prieteni care îl așteptau în curtea unui bloc și, distrându-se, a tras trei focuri de armă în plan vertical. Nicio persoană nu a fost rănită. După ce a rămas fără armă, angajatul de la Fulger a anunțat poliția, iar în scurt timp făptașul a fost reținut pentru 72 de ore. El își recunoaște vina și este cercetat penal pentru furt și huliganism. Iar doi bărbați din capitală riscă să ajungă la pușcărie pentru că ar fi spart 10 locuințe din municipiul Chișinău și au furat bunuri în valoare de jumătate de milion de lei, printre care bijuterii din aur, argint și bani. Potrivit poliției, ei deteriorau lacătul de la ușă și pătrundeau în locuințe atunci când proprietarii plecau de acasă. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora au fost ridicate bunuri materiale sustrase din locuințe, dar și instrumentele pe care le utilizau în comiterea infracțiunilor. Cei doi au fost reținuți pentru 30 de zile și sunt cercetați penal pentru furt în proporții mari. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 6 ani de închisoare. Liderul partidului Șor cere curții de apel din Cahul să anuleze mandatul de arestare emis pe numele său pentru a putea participa în electorală. Solicitarea vine după ce instanța de judecată a decis să amâne ședința programată pentru 7 iulie pentru data de 9 iulie, adică în ultima zi a campaniei electorale. În context, Ilan Șor spune că practic a fost lipsit de dreptul de a participa la evenimentele electorale. Într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook, Ilan Șor a subliniat că insistă pe anularea mandatului de arestare emis pe numele său, nu doar pentru a putea participa în campania electorală, ci și pentru a se putea prezenta în instanță și la procuratură pentru a face depoziții în dosarul fraudei bancare. De asemenea, politicianul susține că va putea astfel începe și negocierile din numele acționarilor referitoare la răscumpărarea portofoliului băncilor lichidate și compensarea daunelor. Instanța de judecată nu are dreptul nici juridic și nici moral să refuze cererea mea de anulare a mandatului de arestare și de a apărea public în primul rând la ședința de judecată. În context, el le-a cerut magistraților să-și revizuiască decizia și să lase ședința de judecată să se desfășoare așa cum era preconizată inițial. Îi cer curții de apel Cahul să revină la data stabilită a ședinței, mai exact pe 7 iulie, să revadă cererile avocaților mei și să-mi permită, așa cum prevede legea, ca în data de 8 iulie la ora 8 dimineața să mă prezint la procuratură pentru a face depoziții, după care să merg la întâlnirile cu alegătorii, care sunt planificate pentru data de 8 și 9 iulie. Președintele partidului Șor mai declară că acțiunile curții de apel Cahul pun la îndoială corectitudinea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie și rezultatele scrutinului. Solicitat pentru o reacție, președintele curții de apel Cahul, Ruslan Petrov, ne-a declarat că nu poate comenta aceste declarații, deoarece se află în concediu. Am expediat și o solicitare pe adresa instanței, însă deocamdată nu am primit un răspuns. Ilan Șor a declarat de mai multe ori că este gata să se prezinte la ședința de judecată, condiția fiind că va fi anulat mandatul de arest emis pe numele său, pe care îl consideră ilegal.
Se împlinesc 517 ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Cu acest prilej, conducerea țării și a Parlamentului, deputați și membrii ai partidelor au depus flori la monumentul domnitorului din capitală. Totodată au îndemnat generațiile tinere să studieze viața și faptele Marelui Domnitor. Mai multe manifestări organizate cu această ocazie au loc și la mănăstirea Putna din România, acolo unde se află mormântul lui Ștefan cel Mare. Președintele Maia Sandu i-a adus un omagiu domnitorului Ștefan cel Mare alături de mai mulți consilieri prezidențiali. Președinția nu a anunțat din timp evenimentul, iar șeful statului nu a făcut declarații pentru presă. Ulterior, și deputații Partidului Șor, împreună cu reprezentanții ai formațiunii și cei ai Platformei pentru Moldova, și-au exprimat respectul, admirația și recunoștința față de cel care a luptat pentru prosperarea Moldovei între anii 1457 și 1504. Partidul politic Șor se mândrește cu acest domnitor și cred că noi vom continua lupta domnitorului nostru. Apoi, la monumentul lui Ștefan cel Mare din capitală a venit și președintele Parlamentului Zinaida Grăceanei. Aceasta a fost însoțită de deputați socialiști și liderul PSRM, de ministrul interimar al apărării Victor Gaiciuc, dar și de viceprim-ministrul pentru reintegrare Olga Cebotar. Conducerea legislativului nu a făcut declarații pentru presă, iar Igor Dodon a menționat că suntem datori să păstrăm patrimoniul lăsat de Marele Domnitor și să-l transmitem viitoarelor generații. Cred că Ștefan, dacă ar fi acum în viață, s-ar trezi, ar fi surprins, asta e foarte așa slab spus, de ce se întâmplă în țara noastră, când țara este dată sub control extern. Ștefan cel Mare a reușit cu sabia să păstreze Republica Moldova, să nu dea străinilor. Mai multe manifestări au loc și la mănăstirea Putna, acolo unde se află mormântul domnitorului. Ștefan cel Mare este considerat o personalitate marcantă a istoriei Moldovei, un diplomat și conducător militar. Pe parcursul domniei sale a dus peste 40 de războaie sau bătălii. Cel mai mare succes militar a fost victoria zdrobitoare în bătălia de la Vaslui din 1475, împotriva unei puternice armate otomane. Ștefan cel Mare a ctitorit 44 de biserici, care fac parte din patrimoniul cultural mondial. Voievodul a murit în data de 2 iulie 1504, fiind înmormântat la mănăstirea Putna, care este zidită de el. Și-a propus să dezvolte turismul intern și să participe la renașterea satelor din țara noastră. Vorbim despre istoricul Ion Ștefăniță, care organizează drumeții în pădurile de pin din Molovata Nouă pentru pinoterapie, spune el, dar și pe malul Nistrului, acolo unde se deschide o panoramă impresionantă. Mai mult, acesta organizează excursii în centrul Pământului, exact ca în opera lui Jules Verne. Și asta nu e tot, bărbatul a cumpărat o casă veche pe care a renovat-o și a devenit astfel proprietarul singurului muzeu din regiune. De-a lungul anilor, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor Ion Ștefăniță a cutreierat peste 1300 de localități și a constatat cu stupoare că satele Moldovei sunt tot mai pustii. Anume așa i-a venit ideea să organizeze drumeții prin pădurea de pin de pe malul Nistrului și excursii în carierele nevalorificate din Molovata Nouă. Noi ascoperim sub platoul Molovata Nouă. Iată, intrăm în carieră și dăm ferestrele în jos ca să simțiți aerul. Wow! Deci noi coborâm de la 30 de grade, mergem la 8 grade. Subteranele sunt asemănătoare celor din orașul Cricova. Deocamdată nimeni nu cunoaște lungimea exactă a acestora, însă din spusele localnicilor ar avea sute de kilometri. Descoperind potențialul turistic al locului, Ion Ștefăniță a decis să cumpere aici o casă veche, în care nu a mai locuit nimeni de mai bine de 3 decenii. A reușit să o renoveze și a transformat-o într-un muzeu. I-am spus că această gospodărie va fi muzificată în aer liber. Sub acest titlu, Muzeul Țăranului din Molovata Nouă. Pentru toți cei care vor să intre în rolul de țăran și să descopere modestia, dar și bogăția din sufletul țăranului.
În doar un an, Ion Ștefăniță a reușit, fără prea mari cheltuieli, să renoveze locuința, pentru că, spune el, a folosit nisip și lut, materiale de construcție care erau la îndemâna țăranului pe timpuri. Apoi a amenajat casa cu obiecte vechi donate de locuitorii satului și cu amintiri din copilărie. Casa Mare avea un rol important în gospodăria țăranului. Este odaia rece, aici unde se serbau marile sărbători, Paștele, Crăciunul. De aici se începea ceremonia nunții, de aici era dată în căsătorie, deci fetele, da? De aici, aici se păstrau cele mai importante exponate, da? Obiecte care le avea țăranul. Acest covor este o donație, este o donație, icoana casei este de aici, dulap tot este o donație. Este costumul meu când am mers în clasa 1. Da? Anul 1986. Spre deosebire de alte muzee, aici vizitatorii pot atinge exponatele, pot dormi pe vatra de lut sau lejanca țăranului, cum mi se mai spune, pot savura ceaiul din flori de romaniță care stă la uscat pe fereastră și se pot înfrupta din tot ce găsesc în grădina muzeului. Mai mult, dacă îți poftește sufletul, poți rămâne aici pe noapte. Că este vorba de cireșe, că este vișne, că este prună, că sunt piere, miere, struguri, deci toate fructele care cresc în grădina Raiului, în grădina Țăranului, vor putea fi savurate aici la Muzeul Țăranului. Deschiderea oficială a muzeului din Molovata Nouă va avea loc în data de 28 august. Se antrenau în subsol și pe teracotă rece. Vorbim despre micii sportivi din Taraclia, care în astfel de condiții precare însușeau artele marțiale. Recent, lucrurile s-au schimbat, iar antrenamentele se desfășoară pe saltele moi, într-o sală de sport bine echipată. Se întâmplă după ce primăria orașului le-a pus la dispoziție o încăpere care a fost amenajată corespunzător. Astfel, viitorii campioni se pot gândi acum doar la trofee. Tinerii campioni ai Eurasiei și triplii campioni ai Moldovei la Taekwondo spun că pentru o perioadă lungă de timp s-au antrenat în condiții neadecvate sportului de performanță. Acum însă situația e alta, iar micii sportivi pot să se concentreze pe activitatea lor preferată. Înainte ne antrenam într-o casă de rugăciune, unde aveam o cameră la subsol cu teracotă, iar pericolul consta în faptul că micii sportivi se puteau ușor răni. Mie îmi place aici, avem aer condiționat și saltele. Noua sală a fost amenajată pe teritoriul stadionului. Aici a fost schimbat acoperișul, au fost vopsiți pereții și instalat un aparat de aer condiționat. Podelele au fost acoperite cu saltele moi pe care copiii se pot antrena evitând riscul de a se răni. De schimbări sunt mulțumiți și părinții tinerilor sportivi. Și noi ne vom implica în susținerea sălii, în dezvoltarea acestui sport, să-l ajutăm pe antrenor astfel încât copiii noștri să obțină rezultate bune. Ne-a plăcut totul, iar echipamentele și sala sunt noi și performante. Antrenorul, deținător al centurii negre la Taekwondo, spune că lucrează cu băieții de 5 ani. El recunoaște că de mult timp au existat dificultăți în găsirea unei săli de sport care să corespundă antrenamentelor. Totuși, după intervenția primarului, situația s-a schimbat. Noi mereu am cerut autorităților să ne ofere o sală. Sala pe care o vedeți astăzi e ceea ce ne-am dorit. Am visat întotdeauna la o astfel de sală. Acum un an și jumătate, Consiliul Raional Taraclia a transmis stadionul în gestiunea primăriei împreună cu spațiile aferente. Iar astăzi, aproximativ 30 de copii se antrenează zilnic în această sală de sport. Toate cursurile sunt gratuite, iar cei care au între 7 și 25 de ani se pot înscrie la Taekwondo. Am reușit să alocăm din buget mai mult de 1 milion de lei pentru acest an ca să aducem aici antrenori și formatori care vor putea lucra. Am adaptat sala și, bineînțeles, am oferit-o sportivilor să se antreneze. Pe lângă sala de sport, primăria din Taraclia a amenajat și stadionul din apropiere unde oricine poate juca fotbal. De asemenea, au fost instalate echipamente pentru exerciții în aer liber.
Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, eu sunt Dorina Gherganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!